Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem împreună o prăjitură tăvălită cu miere de albine. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de 5 ouă, pe care eu le-am separat, albușurile și gălbenușurile. 150 de grame de miere de albine. 200 de grame de făină, 3 zerouri. 100 de mililitri de ulei. 10 grame de praf de copt și 4 grame de bicarbonat, esență de rom, esență de fistic. Pentru sirop o să avem nevoie de 300 de ml de lapte, 50 de grame de miere de albine și 10 grame de cacao. Și pentru tăvălit prăjitura, nucă de cocos, cât este necesar. Și acum să vedem modul de preparare. Eu am să încep cu siropul. Deci am pus deja mierea într-o crăticioară. Așa, o să adaug cacao. Amestec puțin. Adaug și laptele. Am să pun pe foc până clocotește și după aceea lăsăm la răcit. O să începem să batem albușurile spumă. Apoi o să adăugăm treptat mierea. Începem cu albușurile. Am bătut albușurile spuma, uitați, nu cad din vas. Acum o să adaug mierea. Și mixăm în continuare. Acum o să adăugăm un praf de sare. Un praf de sare, esență de fistic și esență de rom. Mai amestecăm puțin. Este gata. Ia uitați. Acum o să amestecăm făină cu praful de copt, bicarbonatul. Le amestecăm aici. Amestecăm bine. Acum, după ce am amestecat, o să adăugăm gălbenușurile, unul câte unul. Cu mișcări ușoare, de jos în sus. Adăugăm și uleiul, puțin câte puțin.
Și la urmă făină cu praful de corp copt și cu bicarbonatul. Adăugăm uleiul. Amestecăm încet. Acum adaug și făina. O adăugăm puțin câte puțin. Și cu mișcări ușoare. De jos în sus. Adăugăm și restul de făină. Compoziția este gata. Acum o să o punem în tavă. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt și o să punem în tavă toată compoziția. Întindem. Și o dăm la cuptor la 180 de grade, circa 30 de minute. După 25 de minute controlăm să vedem dacă este făcută. Întindem așa bine în toate colțurile. Acum dăm la cuptor. Este gata și siropul nostru. Îl lăsăm la răcit. Blatul nostru este gata. Ia uitați-l. Pufos, pufos. Îl lăsăm să se răcească în tavă. Și după aceea îl tăiem pătrățele cu bulețe. Îl dăm prin sirop. Siropul cu cacao și prin nuca de cocos. Blatul nostru s-a răcit. Acesta este. Acum o să tăiem cubulețe. O să tăiem marginile. Tăiem cubulețe. Și o să le dăm prin sirop. O să dăm prin sirop și apoi prin nucă de cocos.
tăvălită. Dăm prin sirop. Și scoatem. Lăsăm să se scurgă. Și prin nucă de cocos. Acum să vedem cum este și în interior prăjitura noastră tăvălită. Ia uitați! Prăjitură tăvălită. Ia uitați ce frumusețe! Prăjitură tăvălită cu nucă de cocos. O frumusețe și o bunătate. Prăjitură tăvălită.